Deci suntem înainte de seara cea mai lungă, de fapt, ziua cel mai lung live pe plajă și eram prin parcarea din culisele Europa FM live pe plajă și m-am întâlnit cu două prietene pe care le-am făcut vara asta la mare. Poți să vă zic prietene, exact, nu? De fapt, ne-am cunoscut anul trecut la ultimul live. Eu sunt Magda, sunt mama ei, Ioana, salut. E fata mea. Și suntem aici și cu restul familiei pe care i-am corupt anul ăsta, pentru că anul trecut am venit decât noi două și le-am povestit cât de, deci, wow este. Am venit de joi, am venit la Seara Rock, a fost extraordinară, ne-a plăcut așa stropul ăla de adrenalină care trebuia înainte de concediu și o să ne petrecem clar și ziua de astăzi, putea să înceapă și de dimineață, că nu ne deranja, deci noi așteptam, deci este excelent aici. Vorba ca vorba, dar mi s-a umplut gura. Cu ce ați venit aici? Am venit cu un tort pentru tine, pentru colegii tăi, reprezintă o mulțumire pentru tot ce faceți pentru noi, atât emisiunile pe care le ascultăm zi de zi, cât și aceste concerte care ne bucură vara, deci de-abia așteptăm, facem rezervări din februarie, așteptăm să anunțe concertele ca să venim și ne bucurăm că e tot în regulă, ați avut ceva emoții, bănuiesc, cu ploaia, așa că cred că ați rezolvat incredibil. Da, nu, în momentul ăsta se evacuează apa. Noi ne-am gândit că pentru oameni este important confortul și siguranța pe primul plan. Acum unii s-au supărat, alții, mai ales cei care sunt cu copii mici, considerăm că au nevoie copiii mici, oricât părinții ar fi de determinat să-i țină în ploaie sau pe umezeală, noi nu ne asumăm lucrul ăsta și vrem să-i ajutăm. Am gestionat foarte bine situația, cu vremea nu te pui, oricum mai dau, așa că noi chiar ne-am bucurat că se continuă în condiții de maximă siguranță până la urmă și să te simți bine, să nu dârdii de frig, să nu vii cu cojoace. Mulțumesc, i-am treabă. Noi îți mulțumim încă o dată și vă mulțumim echipei, de fapt, întregii echipe și vă urăm mulți ani, multe live-uri și ne vedem an de an. De noi nu mai scăpați oricum. Așa ne vedem diseară, Doamne! Ne vedem diseară la Europa FM Live pe plajă. Mulțumim, da?